Un proiect de lege privind parteneriatul civil va fi depus săptămâna viitoare în Parlament. Parteneriatul civil se referă nu doar la cuplurile LGBT, ci și la cuplurile heterosexuale care nu doresc să se căsătorească, dar care fac copii în afara mariajului. Aleșii clujeni recunosc necesitatea parteneriatului civil. Semnez un proiect legislativ al parteneriatului civil. Este foarte important în România să avem parteneriat civil care să se adreseze și heterosexualilor și cuplurilor LGBTQ. Dacă vrem să intrăm în Europa civilizată, și suntem, zic eu, în Europa civilizată și a arătat asta și referendumul și prezența scăzută la vot, e clar că avem nevoie de o lege a parteneriatului civil, așa cum au și țări de lângă noi, ca Ungaria. Decizia Partidului Social Democrat a fost ca după acest referendum să intre în discuție și în dezbatere legea parteneriatului civil. Da. Sunt multe, deci, că multe tineri care conviețuiesc și trebuie găsită o formulă pentru a acoperi niște chestiuni, cum ar fi dreptul de succesiune, de aviație, însă exclud adopția. Cred că ar fi necesar să reglementăm această situație de fapt care există în societatea românească. Necesită, are nevoie de o reglementare juridică. În foarte multe țări din Uniunea Europeană există asemenea legi ale parteneriatului civil, atât pentru heterosexuali cât și pentru homosexuali. Lucrăm la un proiect acum cu mai mulți parlamentari din diferite partide. Chiar astăzi vom avea o discuție încă pe un draft de text. Să vedem. Eu sper să treacă în Parlament. Cred că e o chestie logică să existe parteneriatul, pentru că au dreptul toată lumea să parteneriatul îi dă dreptul la, cum să zic, împărțirea bunurilor în case. E un fel ca și concubinajul, care sunt lucruri care există, trebuie să le recunoaștem și trebuie să le înregistrăm o viață mai ușoară. Anunțul depunerii acestui proiect de lege a fost făcut de către ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu. Vreau să vă spun că acest proiect a fost discutat cu partenerii din societatea civilă, cu actorii sociali, cu formațiunile politice și urmează să fie depus săptămâna viitoare de colegii parlamentari, nu pentru a crea noi disensiuni, ci pentru a crea noi soluții, a declarat Victor Negrescu. Legea parteneriatului civil a fost readusă în atenția publicului în contextul invalidării referendumului pentru familie. Mai multe forme ale proiectului acestei legi au fost respinse de-a lungul anilor.